V-ați închipuit vreodată că cea mai bună apă potabilă este nu în zona de munte, ci în sudul județului Argeș? Locuitorii comunei Râca consumă cea mai bună apă potabilă din județul Argeș. Aceasta este adusă la suprafață prin puțuri săpate la 220 de metri adâncime, este deferizată și oferită spre consum. În urmă cu ceva vreme a fost finalizată întreaga rețea de distribuție a apei, iar de-a lungul drumurilor s-au montat cișmele. Sistemul de alimentare cu apă în comuna Râca este un sistem, este unul dintre cele mai bune sisteme din județul Argeș. Este prima, cea mai bună apă potabilă din județul Argeș. Deoarece am realizat... Adică mai bună decât la câmpul lung, vrei să spun? Eu zic că da. Am realizat această stație de deferizare, de manganizare, că manganul este principalul dușman al apei în zona noastră și avem o apă potabilă super bună. Avem puțuri, bazine de magazinare. Deci avem apa, păi și apa de unde o aduce? De la 220 de metri din pământ. Deci atât au adâncime puțurile. Da. Să merge în aceste sisteme de deferizare și de manganizare, să curăță și să despre consumul populației. De fapt, aceste stații sunt un fel de filtre. Stații de tratare. De filtre. De tratat este altceva prin ce se impune acum prin legislația cel clor. Da. Un procent minim de clor. Nu neapărat clor, sunt mai multe sub... Dar această stație este numai de filtrare, să fie apa potabilă 100%. Tot ca o performanță, localitatea de la granița cu Telormanul are pe întreaga suprafață rețea nouă de canalizare, este probabil printre singurele comune din Argeș care beneficiază integral de rețea de apă și canalizare.